a spus să treci aici. Scriem și noi inițialele măcar aici, dar niște pești koi. Portocalii, ia uitați, portocalii aici. Nu pot să pronunț, eu încerc. Salutare și bine v-am găsit! Bună! Suntem în drum spre Elbadi. Spre Elbadi, palasie nebunie aici. Alexandra face semn că facem o oprire neregulamentară. Nu era în program, dar mă opresc pentru ea să vedem ce e aici. Marrakech este cunoscut și pentru piețele sale aglomerate, numite și socuri. Aici veți găsi o grămadă de artiști stradali, muzicieni și mulți, mulți comercianți. Tot aici se află cel mai mare și cel mai cunoscut și cel mai important târg din Africa de Nord, Gema El Fna. O să mergem și acolo, puțin mai încolo, dar deocamdată mergem la muzeu. Ce vreau să zic despre acest târg, am auzit atât de multe chestii încât vrem să mergem acolo și să vedem pe pielea noastră care e treaba. Da, da, că până acum ne-am luat după anumite povești și din ce am citit, nu pare locul ideal unde să mergi. Da, exact, exact. Pentru că ești puțin, să zic așa, poate exagerez, hărțuit. Agresat, exact. Agresat, chiar dacă faci o poză, chiar dacă filmezi, vom vedea despre ce e vorba odată ce ajungem acolo. Da, vom vizita alte două puncte, de fapt trei puncte turistice importante de aici din Marrakech, și palatele Elbadi, Bahia și, bineînțeles, Palatul Royal. Sper să reușim aici măcar să vizităm Palatul Royal din Marrakech, că restul le-am ratat, cel din Rabat și Casa Blanca. Uitați cum se trece aici. Și Winston Churchill a vizitat Marrakeșul între anii 1930-1940, numind acest loc ultimul rai de pe pământ. Într-adevăr, e wow. Să vezi așa portocalii, uitați portocalii aici. Sper că se văd? Se văd spate? Se văd. Da, trebuia să mă fi documentat dinainte, fraților, dar muzeul e închis. Deci ghinion, așa că se poate vizita doar grădina. Trebuie să ne luăm bilete de aici, că biletele se iau și online. Noi nu ne-am luat bilete online. Nu știu de unde, cred că acela e ghișeu pentru bilete, da. E ceva coadă și acolo. Mergem la coadă. Din nou la coadă. Ah, frate, hai să vedem dacă merită să dai 15 euro să vii aici în grădină la vestitul designer. Saint Laurent. Se zice, cum se pronunță, mă? Nu pot să pronunț, eu încerc. Toată ziua am încercat să-i pronunț numele, dar... nu știu ce să zic, să dai 15 euro să vii aici. Da, într-adevăr sunt 135 de exemplare de plante, dar, sincer, eu înțeleg că e mare design, dar nu, nu. Ați dat 15 euro să vedeți asta? Așa de pace, de liniște, da. O oază de liniște aici, da. Interesant, frumos. Da, deci dacă ești iubitor de plante, merită să vii aici, trebuie să vii aici. Mie îmi plac palmieri, într-adevăr, și chiar e o oază de liniște aici.
chiar e sterp și bineînțeles acest albastru care ați văzut la fructe, nu frumos și continuă. Palmii ăștia ce înalt sunt. E bun aici, n-ai cum să-ți faci o poză, să stai lângă casa asta. Această grădină a fost inaugurată în 2017 și a fost deschisă pentru public, tot în 2017. Foarte interesant. Ce îmi place mult, palmieri, că eu sunt iubitor de palmieri, am zis-o și într-adevăr și albastru. Albastrul ăla de pe casă e wow. Da. Contrastul dintre albastrul ăla de pe casă și acest verde. Este wow. Facem o mică plimbare și plecăm. Eu abia acum am observat că sunt iată scris. E scris. Nume, inscripții făcute de cineva. De... Am să-mi pun și eu aici amprenta. Se poate oare? Cred că da, din moment ce tot uite, ia uitați și aici, nici n-am observat acolo. Da, am întrebat dacă avem voie să ne scriem și noi inițialele măcar aici, dar nu, astea au fost în trecut. Și un monument ridicat în memoria marelui designer Yves Saint Laurent, născut în 1936 și decedat în anul 2008. Da, și aici avem și niște pești. Frumos, niște pești koi. Nu vă gândiți la prost. Da, cineva zice că e Nemo. Ăla e Nemo. Da, peștișorul Nemo. Ăla din miză, ăla e Nemo. Și atât de la Yves Saint Laurent. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa! Pa.